Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că din dimineața asta am simțit schimbarea. Băi, eu mă bucur să aglomerat, știi. Traficul e aglomerat, e de cine pleca la școală la 5 dimineața? Vin oamenii în oraș. Eu ce la internat. Și ăștia de pe lângă București. Păi nu știu care este, sincer, nu știu care este explicația. Dar, în primul rând, luni. Eu vorbesc din perspectiva țăranului, care vine și lucrează și el la oraș. Lunea dimineața este un super trafic. Am senzația că sunt o grămadă de bucureșteni care au vile pe undeva pe la munte și stau peste weekend acolo și vin înapoi în oraș lunea dimineața, se duc direct la birou. Ca Luca. Să știi că au fost, băi, au fost foarte mulți oameni plecați în vacanța asta, neașteptat de multă lume plecată în mini-vacanța de o săptămână a copiilor și sunt mulți care se întorc, că duminica e nenorocire să te întorci. Exact. Și sunt mulți care preferă varianta asta, să vin acum la ora asta, îi duc pe copii direct, vin cu sandvișuri făcute de la munte și duc direct la școală, dar eu nu am fost... Și a rămas de la grătar, hai fă un sandvișul ăsta mic și să-l ducem direct la școală. Am fost în imposibilitate de a-mi duce copiii în vacanță din cauza acestui serviciu pe care îl practic. Dar te încurcă muncă. Da. Și în acest context eu mă bucur tare mult, chiar dacă o să fie nasol în trafic, că scap de copii de acasă, că n-am avut loc de ei să mă joc FIFA. Nu. Serios. Fii meu ăla mare fier joacă... E o variantă foot, se cheamă, de la FIFA. Joci online, îți faci echipa ta. Așa nu este, ce. Da. Și acum ai debut de sezon și trebuie să fie foarte activ. Și el s-a bucurat foarte tare de vacanța asta ca să rupă consola. Da. Ăla se joacă Minecraft. Și eu am ajuns rugă de cocin. Eu nu sunt și eu jucător de FIFA. Am vreo doi prieteni cu care joc online. Îmi place foarte tare și așa că de azi înainte am cale liberă, e un mic tabiet al meu. M-am întâlnit cu prietenii lui cu care joacă FIFA și mi-au povestit cum joacă Luca. Vezi că ăla e un prieten mincinos. După masa... Și eu. Am jucat și noi, știi foarte bine, mai facem grătar la mine, e pe altă platformă. Și la fel s-a întâmplat. Da, și am mâncat bătaie, dar asta este, a fost... Hai, era cu 3 ani. A fost silkeborgizat. Masiv, te-am nenorocit. Dar în afară de FIFA mai joci ceva? Eu nu, da, eu sunt limitat. Ți-ai luat FIFA asta nou? Sau? Sunt pe ultima variantă, evident. Da. Hai mă, treci pe platforma corectă, vino cu mine pe platforma să... E cross-platform, acum doar că n-am reușit să mă prind cum funcționează. Da, trebuie să găsim breșea. Dar altceva nu? Altceva absolut nimic. Trebuie să-ți Da, hai, uite, hai să fac. Eu am fost și eu pe platformă, dar pe Roblox, când era Alexandra mai mică și jucam cu ea. Cred că oricine la un moment dat se așează pe un singur joc, știi? Adică, uite, până și Ștefan, care-i puști, mai joacă la... zi cu împușcături, cu Fortnite. Fortnite. Care are o gașcă de copii și place din când în când să mai joace cu ei. Dar el, în rest, e fier, joacă FIFA. Pentru copii mici și mari. Ce copii mici și mari? Și mari, da. Dragi copii mici, ce jocuri pe calculator, consolă jucați? Pentru copii mari. Dragi copii mari, cât jucați și cât vă lasă nevasta să jucați, dacă ar fi să fie. Jucați dacă pe consolă, pe calculator, dați-ne idei. Eu joc mai multe jocuri. FIFA e de bază, într-adevăr. Îl pândesc pe Luca să învețe cum este cross-platform. Deci eu aș vrea să te văd într-o zi cum ești tu singur acasă și îți pui consola și începi și te joci. Nu sunt aproape niciodată singur și mă bat cu Ione, că Ione are niște seriale. Și n-aveți decât un televizor. Eu am tot încercat să o conving pe Ione să învețe și ea. Uite, avem două controlere. Dar n-ai reușit. Am două controlere, că se termină bateria la unul, îl pun pe celălalt. Da. Dom'le, refuză cu îndârjire chestia asta și mai joc Red Dead Redemption 2. A treia oară, spre disperarea Ionelei, care zice, iarăși cu cowboy-ul ăsta, nu înțeleg. Ce jucați? 0372069599. Haideți, intrați în direct și spuneți-ne, sau mesaje pe WhatsApp 0728312132. Și dacă jucați single player sau multiplayer? Și cât timp aveți voie? Că noi am citit o știre săptămâna trecută că e foarte bine să te joci, nu știam. Așa e, da. Ajută la cap, exact. La creier, cică. S-au făcut studii și copiii care iar joacă mult au aptitudini foarte bune. Ne întoarcem imediat și vorbim, vă așteptăm. Apel pentru copii mici și mari, ce jocuri pe calculator sau pe consolă mai jucați? Și am primit multe mesaje. Dar și pentru angajații noștri din ministere, ce versiune de solitaire preferați în ultimul moment? E adevărat, am primit și de acolo și se joacă în continuare solitaire. Neața, în fiecare seară joc Call of Duty, mai ales că acum a apărut ultima versiune de Call of Duty. Mai joc? Și joc Warzone împreună cu armata mea în fiecare seară, vreo 2-3 ore.
Mamă, ce mare, 40-45 de anișori. Da, 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 sunt multe mesaje cu Call of Duty. Înțeleg că a apărut o variantă. Dar eu nu știu cum se poate juca. Joacă cineva Call of Duty sau astea pe consolă? Pentru că cu controllerele alea nu ai aceeași viteză de reacție cum ai cu mouse-ul. Păi, da. Un jucător adevărat se știe. Da. Joacă pe PC. Orice, da, joc. Corect, corect. Inclusiv FIFA și astea, tot pe PC, înțeleg că merg. Adică, filmul la un moment dat a venit la mine acum recent. Ce și mi-a zis că vreau un computer. De ăsta, de costă vreo 2000 de euro. Da, am nevoie de un computer. Că au unii copii și că el e dezavantajat că pe consolă nu e ce așa trebuie. Așa este, zic, nu e ce du-te la... Hai să mai vedem. Ta. Bună dimineața, dragilor! Până pe 28 august luam bătaie non-stop la Counter-Strike. Era singura mea pasiune, singura mea plăcere deosebită. Nu se iau bătaie, dar atât puteam. După 28 august, atât calculatorul cât și monitorul, la început a fost hai să dăm un pic tastatura mai încolo ca să încapă chestia asta pe care trebuie să o schimbăm pe asta mică. Numai bine monitorul și calculatorul s-au transformat cel puțin în unitate centrală, s-au transformat în depozit pentru pampers. Monitorul e exact locul perfect în care poți să pui două, trei haine pe el acolo, exact ca într-o memă arată acum, suport pentru haine de bebeluș. Dar nu nimic, sunt fericit cu fetița mea. Să străiască, mă, felicitări. Băi, este imposibil să joci online acum orice fel de shooter de genul ăsta, pentru, de că, sunt puștani de 7, 8, 10, 11 ani care distrug tot. Există, da, un joc, War Thunder, îi spune, căutam și eu un simulator de zbor. Așa. Și am zis, unde să mă dau și eu puțin cu avionul, ce frumos era când mă dădeam eu cu avionul. Și am cumpărat War Thunder, care este un joc multiplayer în care poți să te lupți cu avion, cu tankuri sau cu... Na. Așa. Cam 10 secunde rezistă. Există, mă, nu se poate. Păi, te-a scris un puș de 12 ani, Horia. Ce, salut, sunt Horia și iubesc să mă joc War Thunder. Da, iată asta. Dar nu e o problemă. Ne-a scris și un puș de 30 de ani, Andrei din București, și spune, World of Tanks mă joc pe sistem desktop doar când doarme soția. Mereu îmi reproșează că dau banii pe tancuri și că am rămas copil și nu m-am maturizat. Da. Am o stație de joacă 5, să zic așa. M-am lăsat de jocul ăla satanist FIFA pentru că la un moment dat simțeam că iese fund în mine de nervi. Și în general joc RPG-uri din astea, gen Elder Scrolls, Ghost of Tsushima. Foarte bun asta, excelent. Nebunii. Iar cu nevastă mea, între ghilimele, jucăm Diablo. Eu am un paladin din ăla cu scudă, dă în stânga și în dreapta, iau un arcaș și eu mă înfic cu scutul în ei și ea dă în spate cu arcul. Le rupem frânele. Le rupem frânele. Ireal. Da, deci am avut noroc că nu mi-am luat consolă de asta. Uite că cine știe ce. Aian are 12 ani și ne-a sunat în direct cu noi. Bună dimineața. Ia, salut. Salut. Bună dimineața. Salut. Vreau să zic de Red Dead Redemption 2, joc open world super fain. De ce anume? Pe aceeași tangent am vrut să-l învăț și pe tata, dar el zice mereu că se joacă cu mama. Aha. Am numai o manetă, cred că minte. Dar ce joc joci? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2, PS4. Frate, suntem clubul celor mai tari gameri cu Red Dead Redemption 2. Este cel mai complex și mai mișto joc ever. Tu l-ai terminat, Vlad? De două ori acum, trec la a treia. Dar de ce vrei să-l termin de mai multe ori? Pentru că este atât de complex încât descoperi de fiecare dată. Ia uzi, Aian, tu de câte ori l-ai terminat? 4 ori. Da, este formidabil. Nu puteți treceți la Red Dead Redemption 3? Am ceva. Vrea foarte mult să apară Red Dead Redemption 3, numai că nenorociții aia nu vor să facă, pentru că e foarte scump. Ăsta a fost un joc, l-au dezvoltat 8 ani. Bravo, Ian! Bine, Ian, îți mulțumim tare mult, te salutăm, spor la școală! Bine, mulțumesc! Să trăiești! Sami, bună dimineața! Salut, Sami! Bună dimineața! Salut, Sami! Eu în liceu mă jucam cu cel mai bun prieten, Counter. Counter-Strike. Era super fain. Se mai joacă, mă, Counter-Strike. E plin de mesaje. Serios? Cu continuu. Cu prietenii ne strângeam câte 10 la mine acasă și ne jucam tot până dimineața următoare, dar trebuie să nu avem școală, că dacă nu ne stau părinții. Acum, după aia am trecut, acum avem un grup mai mare, suntem 19, ne jucăm Tom Clancy Rainbow Six Siege. Cum? Tom Clancy Rainbow Six Siege. Da. E un shooter din ăsta în care ca la Counter mai ai niște puteri din ăsta ca în Fortnite. Poți să faci pereți, poți să una de alta. Bine, am încercat și în realitate nu mi-a prea ieșit. Și acum am trecut și eu la War Thunder, așa că totuși dacă vrei să te reapuci... Dar vai de capul nostru, War Thunder. Ne fac aia... Auzi, dar nu există o versiune de senior pentru jocul ăsta? Da, eu cred că
Asta. Mă întreb, știi cum? Și ne și iau la mișto, mă, puștii ăștia, știi? Adică ce zic? Îi vezi când sunt super șmecheri cu avioanele lor, cum se învârt în jurul tău, înțelegi? În timp ce tu și tu încerci să cauți butoane. În jurul tău, adică n-ai cutrat. Uite, da. Ne-a scris și Zarina din ea, zice, e prima oară când vă scriu, am 11 ani, în timpul liber îmi place să mă joc Fall Guys pe PlayStation și Radu al meu ăsta mic se joacă Fall Guys. E greu de explicat, zici okay. Că e un fel de joc corean, așa, aha, cu niște personaje care fac razna tot felul de chestii. Nu. No. Și zice că tatăl meu era în carantină. Da. Ne mărturisește Zarina, îmi fura consola. Așa. Se chinuia să termine Call of Duty. Call of Duty. Acolo că după FIFA la ce nivel joci? Cum adică? La, nu știi ce. Sunt mai multe. Amator, tu puțin mai mult de amator. Nu, că eu sunt șerif. Ce vrei tu? Dar nu știi ce nivel. Eu joc cu alții oameni, nu joc cu... Eu joc la professional și mai am World. Când vrei tu, vin să-ți predau ultimele lecții de FIFA, vezi că acum sunt față, dar cu 3 ani când mai bătuși noi credeți, da, numai gura de ei. Aș vrea să filmăm asta. Deci când vii tu să-mi dai lecții, aș vrea să filmăm. Facem când vrei, mâine, acum, pe loc. Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.